Contractul de lucrări pentru Agnita și Dumbrăveni a fost semnat astăzi la sediul operatorului de apă Canal. Durata sa este de 36 de luni, dintre care 24 sunt prevăzute pentru lucrări efective, care vor fi realizate de o asociere de firme, Hidroconstrucția București, Dafora și Flautex, ambele din Mediaș. Este vorba de contractul pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Agnita și Dumbrăveni, un contract de 22 de milioane de lei, circa 5 milioane de euro. Contractorul care va executa această lucrare este Hidroconstrucția București cu una din sucursalele sale de la Vâlcea, în asociere cu societatea Dafora și Flautex din Mediaș. Termenul de execuție este de 24 de luni și sperăm că la finalul acestui contract să putem să ne bucurăm în această zonă de niște sisteme de apă și canalizare eficiente și de bună calitate. La nivelul municipiului Mediaș sunt în lucru în prezent 5 șantiere. Deci sunt deschise la ora aceasta 5 șantiere. Lucrează deja toate cele 3 forțe implicate, respectiv Dafora, Hidroconstrucția și Pfeiffer. Stadiul lucrărilor este aproape în grafic, avem o mică întârziere față de grafic, de circa 1%, pe care sper ca până la sfârșitul acestei luni să o recuperăm. Lucrările care se desfășoară la Mediaș, Agnita și Dumbrăveni fac parte din proiectul aprobat în cadrul programului operațional sectorial mediu, cu o valoare de peste 300 milioane lei, dintre care 261 milioane provin din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.